Este momentul să îl invităm pe scenă pe domnul primar al municipiului Moinești, domnul Viorel Ilie, pentru câteva cuvinte pe care poate ar vrea să mi le adreseze. Da. Bună seara. De obicei, locul meu era acolo, în fața scenei, dar cred că stă bine aici, între doamne. Vreau doar să vă spun că în această seară am experimentat un alt gen de eveniment în municipiul Moinești. Așa cum colegele mele au povestit aici despre a șaptea ediție a acestui concert Vis de Decembrie, primele șase, vă amintiți că au fost în Catedrala Sfântul Nicolae, în parteneriat cu Protopopiatul Moinești, un parteneriat care a fost susținut financiar de cele două părți, Primăria Moinești și Protopopiatul. Așa cum ați auzit, în această seară, acest eveniment nu ne-a costat nici pe noi Primăria Moinești, nici pe altcineva, ci singurii care ați plătit ați fost dumneavoastră. Și iată că ce frumos, din acești bani, reușim să acoperim costurile pentru minunatul cor madrigal care am... Vreau să le mulțumesc de acum că au acceptat să vină să concerteze la Moinești. Pentru mine a fost o îndrăzneală să ajung să discut detaliile acestui spectacol și am fost primit de niște oameni extraordinari care m-au învoluit cu atâta căldură și cu atâta dragoste și am găsit atâtea subiecte frumoase comune de discutat și iată că am concretizat aceste discuții cu acest spectacol. Deci, eu mi-aș dori ca acest spectacol să meargă mai departe și în anii următori sub acest format și să numim un spectacol al comunității moineștene. Avem în proiect și alte lucruri care vor veni și haideți să aruncăm o provocare, da, Monica? Dezvăluim puțin, da? Ne gândim la o gala excelenței în municipiul Moinești și eu cred, așa cum în această seară au fost aici pe scenă două cazuri și vreau să vă asigur de tot sprijinul meu în continuare și felicitările mele Mirunei pentru că am avut ocazia să o premiez doar cu o diplomă și un premiu oferit de Consiliul Local chiar și la începutul acestui an. Să demonstrăm că suntem o comunitate unită, o comunitate care știm să ne prețuim și valorile și poate nu numai de sărbători și în luna decembrie, să privim și către cei care au nevoie de ajutorul nostru. Eu vă mulțumesc că ați venit în această seară aici și vă urez, în primul rând, să vă găsiți ghetuțele acasă bine, cu ceea ce v-ați dorit și dacă nu cumva reușește Moș Nicolae să ajungă, cu siguranță vă doresc să vină Moș Crăciun mai darnic și mai plin. Cu multă sănătate, cu bucurie și cu o viață fericită alături de cei dragi ai dumneavoastră. Vă doresc o seară frumoasă!